doamnelor și domnilor, Andrei Roșu! Salut! Salut, salut! Ce faci, domnule? Bine, te cu alergare. Da? Foarte bine. Ai venit mergând, nu alergând. Da. Ia loc. Da. Am schimbat ordinea, că până de curând stăteam eu acolo și acum trebuie să facem toată... Dar na, am schimbat aici. Îți place la noi? Foarte. Da? Da. Nu mă așteptam așa din afară. Păi așa e pitită, știi? Ok, da. Către în 20 de minute să-i lămurim pe oameni să apuce de mișcare, să mănânce sănătos și hai să vedem cum. Tu cum te-ai luat? Că e o poveste în spate. De pildă, nu știu dacă ai citit Sete de Scott Harrison. Am citit-o zilele trecute la recomandarea Melaniei Medeleanu și am citit-o peste weekend. Și omul era un dement ăsta, cluburi de noapte, droguri, băutură, femei și părinții lui foarte religioși. Și bă, a băgat în chestiile astea cu droguri, cu băutură, până când a zis, bă, nu mai pot. Și cumva a trecut în partea asta. La tine există o poveste de asta în spate? Sau? E la fel, dar fără droguri, fără cluburi, fără alcool și fără femei. Așa. Da, așa, pe foarte, foarte scurt, povestea mea e simplă. După vreo 10 ani de corporație am luat în greutate destul de mult. Ok. Vreo 20 de kilograme față de finalul facultății, dar treptat. Deci n-a fost așa un declanșator și peste noapte m-am trezit cu 20 de kilograme în plus. Nu, că e în medie, zic ăștia specialiștii și ce să calculează, bă, e acolo un kil pe an, tu zici, lasă-mă, e un kil. Dar la 20 de ani, 20 de kile, știi? Da, îi păstrez cureaua asta de atunci. Okay. Atunci era la gaură, asta cum e la ultima. Serios? Da. Dar e o curea foarte bună, că mie mi se rup. Bine, iau și de-astea de 30-40 de lei, da? E, în general sunt brecat sport, dar e curea nu prea port. Așa, ok. Da. Și m-am căsătorit în 2006, în 2008 am devenit părinte și când primul nostru copil, avem un băiat și o fată, a început să ne imite foarte mult pe la un an și vrea să mânce ce mâncăm noi și să tea pe canapea lângă noi, nemișcația. Și ne-am dat seama că suntem un model pentru el și îl condamnăm să... Model prost. Da, un model. Așa, suntem un model. Oricum ar fi, suntem un model pentru el și dacă nu ne ajustăm obiceiurile, el va moșteni obiceiurile noastre. Și bine, el va da vina pe genă, pe... Așa, dar se face, da. Gene. Da. Mama, e gena, tata, care... nu e... E o genă care mă ține pe cap. Da. Așa. Și atunci am zis, trebuie să fac ceva. Numai că fiind o fire comodă, știam că dacă nu particip la un eveniment care să mă detine să mă antrenez bine, adică să... Dacă nu ok, asta a fost motivația acolo, ta? Da. Ok. Așa, o să fiu... o să sar peste antrenamente. Și am aflat că este un maraton la Polul Nord. Și știam că dacă nu mă antrenez, mor pe acolo, îngheț, că nu merge să... Nu te-ai dus departe, adică n-ai luat ceva aici, lângă noi. La Polul Nord. Polul Nord a descoperit că e mult mai aproape decât Polul Sud. Fața de noi. Așa? Așa. De unde vine vremea aia? Așa, da. Bun. Și am început să mă antrenez. Adică am văzut ca pe ocazie bună să încep să fac niște ajustări în obiceiurile mele zilnice. Și... au început să schimbe lucrurile ușor, nu dintr-o dată, dar 4 luni mai târziu eram la Polul Nord, alergam acel maraton, bine, alergam, mergeam cât s-a putut, dar oricum am încercat să nu mă opresc și de acolo restul e istorie, adică am alergat după aceea pe fiecare continent, am zis să profit de momentul ăsta, pentru că ce am observat este că atunci când ai o reușită pe care o consideri importantă și în viața personală, și în viața profesională, există acea blazare, zici, uite, m-am dovedit. Știi că atunci când, de exemplu, te lași de fumat, că am fumat de la 16 la 32 de ani și mă lăsam de câteva ori, știi, odată așa, după 3 ani, pot. O săptămână, am dovedit, bă, când dovedit, vreau eu. Când vreau eu, așa. Și am zis, hai să nu fie alergarea de asta. De parcă dacă zici, fumez când vreau și cum vreau, iar asta nu-ți face rău, știi? Da, foarte tare. N-am fumat niciodată, dar mi se pare extraordinar. N-ai pierdut nimic. Da, am stat cu 2 fumători incredibili în casă, deci în bucătărie. Asta mi-aduc aminte când eram mici, eu cu sora mea intram în bucătărie, că ei Sanchi ziceau, bă, fumăm în bucătărie, să nu ia fumăm pe copii. Și dacă intrai în bucătărie, nu-i vedeai la masă pe mama și pe tata de fum. Cluba. Da, deci era incredibil. Da. Și după care, pe la 33 de ani, 34, am luat primele lecții de not, eu brașovean și pe plajele din Brașov n-am putut. Așa, ok. Așa. Și
Atunci ai luat primele lecții de not. Primele lecții de not, da. Tot am tot vrut, știi? Bine, mă ceam ca un bolovan la fund. Ai sport, dar... copil? Na, nu, n-am niciodată sport de performanță. Ce făceam la școală, pentru că eu, Revoluția m-a prins la 14 ani. Și până atunci, șor negru, mai eu alb, făceai două ore pe săptămână. Da, și pe mine, la 13, acolo, tot pe acolo. Da, așa, suntem... și mă rog, ce mai jucai în curtea școlii, făceai ceva. Dar n-am făcut sport, poate asta a fost și norocul meu. Bun, și spune-mi cu asta, deci după aia ai luat lecții de not. Da, am traversat canalul Mâneci în not. Da? În, dar 2000... tu mai faci altceva în afară de asta? Da, asta e... să zic că 1%, 2% din parcursul unei zile. Adică, apropo de prima ta întrebare, da. Oamenii care se plâng că n-au timp, okay. Au calculat că înseamnă 30 de minute sau o oră pe zi de mișcare, în procente din 24 de ore, că s-ar putea să ajungi la 2%, 3%, 4% și când întreb de sănătatea aia, cam cât de important este pentru tine, sau sportul, sau, eu știu, nutriția, cât ar trebui să reprezinte, pentru că... din totalul unei zile, așa ca investiție, dacă e foarte important. Opa, și 50% și cât investești? 0,0 perioadă. Da, 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 da. Deci mă antrenez cam 2 ore pe zi și în weekenduri, la sfârșit săptămână, sunt antrenamente mai lungi. Dar mă trezesc de vreme pentru ele, de la 5 la 7 dimineața, în weekenduri mai devreme și petrec timpul familiei. Adică, la câte culci seara? Pe la 9:30, 10. E, uite, vezi? Multă lume nu înțelege asta. Și am înțeles că ai dormit ca nebunul la minus 20 de grade pe balcon, sau? Păi da, dar asta a fost partea antrenamentului, era... Ok. Păi eu asta cu frigul... Nu? Deci fac și eu de toate, da? Adică, bă, dar asta cu frigul nu pot să o fac. Bă, nu pot să o fac. Nici eu n-am un confort la frig, dar tot ce am făcut în ultimii ani a fost despre a ieși din zona asta de confort, dar temporar, adică nu dorm pe balcon de 10 da, ani. Da, 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 am înțeles. Aici, în curte. Dar din când în când ai nevoie de astfel de experiențe. Plus că mă pregăteam atunci pentru o cursă la Cercul Polar, unde urmau să fie minus 50, minus 53, și trebuia să aclimatizez plămânii, principal. Că așa pentru piele ai, haine, sunt, da, mai treabă ziua de azi. Și atunci ne-au ajutat. Ne-au ajutat somnul pe balcon. Dar să știi că nu e atât de... Adică n-aș putea să mă plâng că a fost, mamă, ce nasol a fost. Singura parte neplăcută era că veneau copiii la geam, soția cu un ceai, se uitau la mine. Ar fi vrut și ei să fie pe balcon și cu copii. Dar după 5 minute adormi. Și oricum, sacii de dormit pentru astfel de experiențe, în general nu te zgârcești la sacul de dormit. Asta e o lecție importantă. E cel mai bun. Așa, sunt făcut să reziste la astfel de temperaturi. Și după 5 minute așa te obișnuiești și oricum când ai adormit nu mai știi că ești în pat de 2 pe 2 la palat sau pe balcon. Deci, până la urmă... Ce îi sfătuiești pe oameni? Cum să facă treaba asta? Cum să tu ai avut asta ca motivație? Bă, mă scriu la o competiție. E asta o motivație suficientă? Poate fi, acum e mai greu. Dar cu competițiile, cum da, da, da. Competiții, dar cred că fiecare dintre noi are propriul Everest sau Atlantic sau, eu știu, canal al Mânecii. Adică, pentru unii oameni, chiar și să se dea jos de pe canapea și să facă două ture de bloc, poate fi mai greu decât poate pentru tine să faci 20 de repetări. Da, da. Cred că fiecare poate să-și găsească un obiectiv, dar cea mai mare că funcționează foarte bine este să dobândești noi obiceiuri peste cele vechi. Și dau un exemplu. Când te uiți la cineva care se uită la noi acum, da? Când se uită la noi, poate să facă niște genuflexiuni, poate să stea în izometrie, poate să facă niște flotări, niște exerciții de stretching, niște, nu știu, orice exercițiu, abdomene. Bun, încep cu un abdomen, nu știu dacă există singular abdomen, așa, da. Sau jumate de flotare, jumate de abdomen. Deci poți începe cu ceva. Important să începi, eu cred că începutul e cel mai greu. Cum ai făcut nebunia aia, frate, să cânți la tobe, la... Ce cursă era aia? Sau... La Polul Nord, la prima mea... Mi-am zis că s-au crucit irlandezii care organizează cursa. Și aici erai după cursă? Da, eram după cursă și nu puteam să... Mi-alunecau din mănuși, mi-am lăsat mănușile acolo și n-am mai simțit după 3 minute. Da. Și ce temperatură era aici? Aici cred că erau vreo minus 30 și ceva cu vânt. La curs am avut minus 40 cu vânt, am minus 72, că am avut 70 km pe oră și au calculat ei cu wind chill. Dar erau rușii, stătea, uite cum trece nenea ăla, n-avea nicio treabă. Ne-au unul neașat în chiloți, că am zis la Polul Nord, aici tu în rus. Așa? Am scuzat, să pun ceva pe mine. O cravată. Dar pe ei aceau din Siberia, unde erau minus 58, minus 60 și veneau la minus 40 de seara, că era... Mamă, ce cald e asta! La... Așa, da. Ce căldură! Da, ce căldură! Și aveam, erau niște corturi încălzite cu kerosen.
Și erau 0 grade în cort. Dacă îmi venea de la minus 40, nu poți să imaginezi ce sentiment era. Da, incredibil. De transpirai. Și bine, eu am regretat că n-am învățat să cânt la fluier, că decât s-a făcut. Și eu îi compătimez mult pe cei din trupele astea rock sau din șapte sacoșe și solistul Flower Power vine, se face bere, hai, nu sunteți gata, ce facem? Da. Băi, și ai făcut și o chestie, nu o să zicem firma, să nu zică lumea că pamre, ai dat drumul inclusiv la o treabă pe zona asta de nutriție, nu? Da, spuneam că am devenit din 2012 vegan. Din diverse direcții, adică și din zona de alimentație și sport și din zona etică, uh-huh. Și încercând să explic copiilor, pentru că mergeam cu copiii la ferme de animale, se jucau cu pui, cu văcuțe și pe întrebau, da, ăsta în supermarket, în farfurie, e puiul ăla de acolo, e vaca de acolo și e ciudat să explici disonanța asta cognitivă copiilor, știi? Uh-huh. Și atunci am preferat să renunț și ce am observat este că mulți prieteni de-ai mei spuneau, băi, eu am înțeles ideea, empatizez, aș putea să renunț la carne, dar aș putea să renunț la brânză și la lactate. Și atunci am zis, ok, și după ce am făcut un curs de bucătărie vegană prin 2018, am descoperit foarte multe rețete și am îmbunătățit câteva rețete pe care le făceam și eu înainte, de alternative de brânzeturi și de lactate și de icre, uh-huh. Și dându-le prietenilor nu își dădeau seama de diferență și am zis, păi uite, asta e o soluție. Adică noi suntem obișnuiți cultural cu niște gusturi, că nu o să pui, dacă dai unui om tofu, că unui om care a mâncat toată viața telemea sau știu ce... Dacă nu știe să-l gătească ca lumea, l-ai pierdut pe drum. Corect. Și degeaba ai spui, sau înlocuiește tu pizza cu o frunză de salată, că nu funcționează așa lucrurile în realitate, știi? Și atunci se dea o alternativă gustoasă. Și ce am observat că pe piață găseam uneori alternative gustoase, dar erau numai grăsime. Știi? Adică, sau gust de plastic, știi? Sunt oameni să ai pe nutrienți, dar erau gust de plastic. Sau luai un lapte vegetal, dar era de fapt apă funcțională, era apă cu 0,05 grame de proteină. Și atunci am lucrat la niște rețete care să aibă și multe proteine, că e marea panică a oamenilor. Proteine! Dacă asta e distractiv pe general, dacă întrebi cineva, dar de câte proteine ai nevoie pe zi? Sau ce aminoacizi ai nevoie? Cât ai nevoie? Un gram pe kil corp? Două? De cât ai nevoie? Apoi nu se face o diferență, bă, grăsim și grăsim, că sunt grăsim și grăsim. Adică nu, n-avem nicio treabă. Noi zicem grăsime și omul zice, a, păi atunci mănânc piept de pui de ăsta cu hormon, cu salată, frate, am mâncat sănătos. Și când te uiți, dacă te uiți ce are puiul ăla în el, e nenorocire. Da, eu zic că informațiile le avem la îndemână, adică sunt la un click distanță. Corect. Acum e disponibilitatea fiecăruia și sentimentul de urgență pe care l-are. Știi cum e când spune doctorul că mai ai de trăit ca în banc 10, ce 10, 9, 8, 7. Deci brusc devii foarte atent la ce pui în farfurie, la cât mișcare faci și da, te ține până uiți. Dar când e prea târziu, asta e problema. Că la cei mai mulți dintre oameni, s-a văzut și cu pandemia asta, cu comorbiditățile astea, cu toate nenorocirile, bă, ne realizăm când e mult prea târziu. Da, cam așa e și cred că un lucru pe care oamenii încă nu l-au înțeles sau nu l-au conștientizat pe deplin este că sportul, nutriția și toate aceste obiceiuri bune previn bolile grave, nu tratează. Că toți se gândesc, lasă-mă, dacă o să zică doctorul că, băi, ai un început de ceva, așa atunci o să mănânc germen de grâu, o să fac sport, dar nu funcționează așa lucrurile. Adică încă nu s-a inventat... germenul care să te vindece sau îți dai cu gălbenele acolo și gata. Da, andu, 20 de ani de untură. Deci nu funcționează așa lucrurile. În schimb, poți preveni, adică ai statistică. Noi lucrăm cu statistici, până la urmă. Știi? Da. Nu-ți garantează nimeni că dacă mergi la sală, dacă faci sport 5 ore pe zi și dacă te hrănești corect... O să trăiești 120 de ani. Deci 120 de ani sau nu să te îmbolnăvești de nu știu ce. Dar statistic vorbind, ai mai multe șanse. Și oricum e vorba și despre calitatea vieții. Pentru că amândoi am avut niște zeci de kilograme în plus și știm ambele variante, adică cum e și să te închei la, așa, nu mai zic de urcat scările, SF-uri, sau ce alergat. Ce alergat, frate, nu mai zic despre sex și alte lucruri, unde la fel, niște probleme fantastice, că atunci când ai bidonul... Nu, e 12 noaptea, nu. Așa, da. Nu e încă, dar ne apropiem, e aproape, da. Particip la ceva în viitorul... Acum 2 ani mi-am luat licență de pilotat baloane cu aer cald. Așa. Și nu i-a ajuns, bă, băiatule, pe apă, am frică de, polul nord, am frică de zbor și de înălțime. Și? Păi și am zis că ce metodă mai bună este decât să... Bă, dar tu ai ceva defect la cap de faci toate lucrurile astea. Da. Serios.
Nu cred, pur și simplu. Să știi că nu sunt adrenalin freak. Adică nu, eu nu aș putea, de exemplu, să, poate că aș putea, dar nu mă atrage să arc parapanta sau să wingsuit sau să eu știu ce, să fac bungee jumping. În general, îmi iau riscuri controlate. Și mă pregătesc foarte mult pentru... Așa, asta cu balonul e foarte controlat. Păi e cel mai sigur mijloc de transport aerien. Balon, ce poți să pățești? Că balonul e o parașută. Practic. Dacă vrei, poți să-ți mai iei o parașută. Bine, mulți trebuie, dar nu ți-e și o parașută. Tipe, el e deja o parașută, nu prea ce să pățești. Toate accidentele cu balonul sunt, în general, se petrec la sol sau în proximitate, din atenție, te lovești de linii de altă tensiune. Sau, eu știu, te încălzești înainte cu 100 de ceva și nu vezi că-i vânt sau nu te, și când te ridici, te duci direct în gard sau eu știu unde te duci. În, am înțeles. Dar, în general, nu. Nu este, chiar la prima lecție m-a dus instructorul pe la 3500 de metri. Direct, dacă să vadă dacă fac pe mine sau dacă... Bă, ești Și unde să faci așa ceva? Ce anume? Asta, am noi? Făcut în Italia școala. Am făcut, cred, la cea bună școală, la cea bună din lume, pentru că vreau să fac și niște recorduri mondiale cu balonul, adică de anduranță, de distanță, de mai multe categorii de baloane și categorii. Tu ai asta, că am văzut în biografia ta, știi, să ai, să fii primul care face nu știu ce, primul care asta, record mondial de nu știu ce, de... Păi am observat că noi românii am complexul ăsta de inferioritate, că noi nu putem, că suntem de acolo, că mii de ani am fost asupriți, că suntem mai mici, mai slabi, mai nu știu cum. Și bine, m-am căsăturat, că nu pot să le fac eu pe toate. Incredibil. Și mulțumim pentru că ai venit. Noi încheiem fiecare rubrică de asta cu un cadou și o carte. Și fraților, vedeți că a ieșit pe Bregman, vi l-am mai recomandat. Unde arăt? Aici, da? Vi l-am mai recomandat cu Utopie pentru realiști. Și ăsta e un tip extraordinar, un olandez, este înfiorător de tânăr și extraordinar de deștept. Îmi place la nebunie, nu știu dacă l-ai citit pe Bregman. Sunt pe net, e inclusiv o confruntare de idei între el și Harari, foarte interesantă, eu o găsiți pe YouTube. Și cartea s-a tradus la noi, la Litera, nu înțeleg de ce au tradus-o Homo Sapiens. Am crezut că este al lui Harari. Nu. Al lui Harari a fost Sapiens și Homo Deus. Da. Știi? Deci astea erau. Și 21 de lecții pentru secolul 21. Dar au tradus-o cei de la Litera Homo Sapiens, probabil sperând să aibă vânzările pe care le-a avut Harari cu Sapiens. Dar ea se numește Humankind, cartea lui Bregman în limba engleză. Eu am recomandat-o inclusiv la podcastul Vocea Nației și ți-o oferim. Mersi mult! Sper să-ți placă, e tradusă, cred că e foarte proaspătă. Eu am recomandat-o, cred că anul trecut, când a ieșit, când a fost tipărită și mi-a plăcut extraordinar. Și următoarea fi Homo Sapiens Sapiens. Care Da. Iar eu îți ofer un cadou virtual, înscriere în toate programele mele online. Așa, mersi mult. Așa și... Okay. Deci dacă o să-l vedeți mai plinuț cu 20 de kilograme... O să fie de la chestia asta, da? Bine, bine, mersi mult. Frumos. Ne vedem luni, joi, 22:30, aici la Prima TV, până la miezul nopții. Să vă fie bine. Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm, mai bine Venetia.